În peisajul turistic vânățean, Poiana Mărului ocupă un loc aparte, atât datorită poziției geografice, cât și datorită calității mediului. Ca să ajungi la Poiana Mărului, trebuie să ajungi mai întâi la Oțelul Roșu, după care o apuci pe drumul spre satul Măru, înșirat de-a lungul râului Bistra Mărului. Pe drumul de beton, de vreo 20 de kilometri, plin de serpentine, pe la kilometrul 12 se zărește la un moment dat impresionantul paraj de arocamente Mărului. Povestea stațiunii turistice Poiana Mărului începe la sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu începerea exploatărilor forestiere și introducerea transportului pe calea ferată, care au reprezentat un moment important în dezvoltarea zonei. Una dintre primele pensiuni construite a fost pensiunea Berta. Mai târziu, în 1937, se deschide Vila Bistra, construită de primăria din Timișoara cu sprijinul comunității de avere din Caransebeș. O altă vilă celebră este cea care poartă numele marii cântărețe de operă, directoare a operei române din Timișoara, Aca de Bar. După cel de-al doilea război mondial, zona Poiana Mărului cunoaște o mare dezvoltare și datorită finalizării lucrărilor hidrotehnice de pe Bistra Mărului, dar mai ales odată cu construirea și darea în folosință a hotelului Scorilo. Hotelul a funcționat din 1977 până în 1997 și avea o capacitate de peste 400 de locuri de cazare. În Poiana Mărului accesul este foarte, foarte ușor vis-a-vis de acces de drumuri. Într-adevăr, este capăt de drum aici, dar în condiții de 2 și 3 stele sunt aproximativ 150 de locuri de cazare, dacă nu chiar mai mult. Un alt moment important în dezvoltarea turistică a stațiunii a fost începerea barajului de arocamente Mărului. Construcția barajului a început în anul 1984 și s-a terminat în 1992, când s-a ajuns la înălțimea de 125 de metri. Potențialul hidrografic din zonă a fost valorificat încă din anul 1930, când s-a construit o centrală electrică. Aducțiunea principală Măru-Ruieni duce apele pe sub munte în centrala de la Turnul Ruieni. Lacul barajului care s-a făcut de la Poiana Mărului se pretează la tot felul de sporturi nautice, caiac, înot, windsurfing și cele două râuri, dar mai ales cele două râuri, Bistra și Șucu, dar mai ales Șucu, pe o porțiune de aproximativ 5 km, este un rafting spre extrem. Acum pescarii știu, se poate obține de la filiale de pescuit sportiv o autorizație, o nu știu ce, pe care poate să pescuiască pe lacuri și pe râuri, sau pentru cei care vin ocazional, există un canton silvic aici, în urma plății unei taxe, se primește autorizația să pescuiești o zi întreagă. Stațiunea Poiana Mărului este situată într-un decor deosebit de pitoresc, dominat de păduri de conifere și foioase, răspândite între Muntele Mic, Nedeia și Vârful Pietrii. De la 1500 până la 2200 e gol alpin. Gol alpin cu circuri glaciale, cu faună specifică, gențiene, ujor de munte sau rododendron, cum mai știe multă lume. Sunt trei lacuri de frumusețe rară. Povești despre zona mai sunt o mulțime. Dar cel mai bine e să vizitezi stațiunea, să vezi cu ochii tăi frumusețile naturii și creațiile omului și să auzi legendele spuse de localnici care le știu cel mai bine.